Ca primim în clipele următoare toate informațiile necesare pentru a înțelege ce se întâmplă de luni în capitală. Punem lucrurile cap la cap. Ne uităm pe de-o parte la faptul că cele mai noi mutații ale coronavirusului ar reprezenta un risc foarte ridicat pentru Europa. Cel puțin acesta este avertismentul specialiștilor de la Centrul European pentru Controlul Bolilor. Ei spun că măsurile restrictive nu trebuie relaxate. Totuși, autoritățile din capitală au decis azi ca restaurantele, cinematografele, teatrele și sălile de jocuri să se redeschidă de luni, dar în limita a 30% din capacitate. Decizia a fost luată de Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență, deși știm că Ministrul Sănătății a cerut amânarea relaxării. În direct cu noi este prefectul capitalei, domnul Traian Berbeceanu. Vă mulțumesc foarte mult, domnule prefect, pentru prezența dumneavoastră. Aș vrea să înțelegem în mod concret de luni ce se va întâmpla. Pur și simplu, restaurantele pot să-și deschidă porțile, sălile de spectacole să primească spectatorii sau mai sunt anumite proceduri de îndeplinit? Așa cum bine știți, astăzi incidența de infectare a fost 2,52, deci sub 3 la 1000, este a treia zi consecutiv în care avem un indice sub pragul de 3 la 1000, astfel că potrivit reglementărilor legale în vigoare am fost nevoit să convocăm Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență și să adoptăm o hotărâre prin care anumite măsuri restrictive au fost un pic relaxate. Și așa cum bine a spus și noastră, este vorba de operatorii din Horeca, care pot să funcționeze barurile, restaurantele, cafenelele, pot să funcționeze pe interior cu respectarea măsurilor sanitare și a normelor legale la o capacitate de 30% în intervalul orar 6-21. De asemenea, este vorba despre sălile de spectacole, teatrele, cinematografele, care de asemenea pot să funcționeze de luni dimineața, de luni noaptea, apropiat de la ora 0, începând la o capacitate de 30%, și o asemenea măsură a fost adoptată și în ceea ce privește operatorii licențiați care desfășoară activități de jocuri de noroc, în limita 30% din suprafața spațiului în care își desfășoară activitatea. Domnule prefect, în mod concret, dacă un patron de restaurant luni dimineață deschide porțile, și ce trebuie să respecte? Cine îi spune exact care e capacitatea? O măsoară el? Există, nu știu, o instituție a statului care să spună în limita acestui spațiu capacitatea ar fi de circa 100 de persoane, aveți voie doar 30? Sunt, adică oamenii aceștia nu normal... Legale, spun normele legale care trebuie să fie distanța între mese, câte persoane care nu sunt membri aceleiași familii pot să stea la o masă. Sunt reglementări foarte clare și precise în acest domeniu și cei din Horeca le cunosc foarte bine. Spectacolele la fel, sunt reglementări și acolo, trebuie să vină la dumneavoastră pentru precizări în legătură cu felul în care pot organiza, nu știu, un spectacol de teatru, de exemplu, de operă. Suntem deschiși și pentru precizări, dar cred că o sală de spectacole, așa cum bine știm, are un număr de locuri foarte bine stabilit și 30% din capacitatea salei de spectacol este greu de calculat. Bun. Spuneți-mi, există o întreagă dezbatere cu privire la cât va dura, de fapt, această redeschidere? Pentru că sunt voci care spun că e posibil ca redeschiderea aceasta să fie, de fapt, doar pentru câteva zile. Ce estimări aveți dumneavoastră? Așa cum am precizat anterior, noi la nivelul instituției prefectului municipiului București și în mod evident a Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență a trebuit să ținem cont și să avem în vedere prevederile legale și legea de aia există ca să o și aplicăm. Nu este un termen stabilit în timp până la care aceste măsuri au fost relaxate cu ghilimele de rigoare. În mod evident, dacă indicele de contaminare va depăși 3 la 1000, va trebui să revenim la restricțiile impuse de aceleași acte normative.
Aceste măsurători știm foarte bine că sunt făcute de la cei de la Institutul Național de Sănătate Publică. Dumneavoastră primiți cifrele și pur și simplu luați act. Asta s-a întâmplat, de fapt, astăzi, conform legii. Doar asta puteați face. Sunt însă și voci care contestă aceste cifre. Iată, vorbim chiar despre Ministrul Sănătății. Nepolitizând, lăsând la deoparte dezbaterea politică, acestea sunt cifrele reale. Există și altă variantă prin care puteți măsura sau pur și simplu în această direcție veți merge, punct? În mod real, eu ca și vremelnic prefect al municipiului București și alte instituții ale statului din zona administrativă nu au niciun referențial ca să poată să măsoare aceste cifre și ca să putem să spunem dacă ele sunt reale sau nu, dacă sunt mai mici sau mai mari decât prezumtive cifre reale. Și n-aș vrea să intru într-o polemică pe subiectul acesta. Însă cifrele oficiale sunt comunicate de DSP și INSP, care sunt structuri din subordinea Ministerului Sănătății. Noi trebuie să punem în aplicare prevederile actelor normative, să ținem cont de ordinele comune ale miniștrilor, de metodologiile stabilite inclusiv la nivelul Ministerului Sănătății. Atunci când acestea vor fi schimbate, inclusiv actele normative, ne vom supune acelor acte normative care vor fi în vigoare la acel moment. De luni încolo încep controle și mai stricte sau veți face în așa fel încât să fiți siguri că noile reguli sunt respectate cu adevărat? Da, înaintea ședinței extraordinare a Consiliului Municipiului București am avut o ședință de lucru cu șeful Poliției Capitale, șeful Jandarmeriei și șeful Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Am stabilit împreună un plan de acțiune și în mod categoric controlele se vor intensifica, vizând, așa cum v-am spus, respectarea măsurilor care au fost adoptate prin hotărârea Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență și care urmează să intre în vigoare începând cu luni ora zero. Cred că este interesul comun și al nostru și al operatorilor din Horeca și al cetățenilor municipiului București să respectăm normele respective pentru a putea să menținem măsurile pe care le-am stabilit și de ce nu în situația fericită pe care toți ne-o dorim când indicele va scădea sub pragul de 1,5, relaxările să fie mai generoase.